este importantă pentru aproape 4.800.000 de români. Un vot covârșitor astăzi, 199 pentru, de mâine intră în vigoare. Era în jalon în cererea de plată numărul 4, am debansat-o astfel încât să închidem negocierile cu Comisia în ceea ce privește scoaterea acelui faimos 9,4 care ar fi blocat creșterea pensiilor românilor până în anul 2070. Este, vreau să mulțumesc și colegilor și din PSD și din PNL și din DMR, au înțeles foarte bine momentul și chiar este o lege foarte bună. Cei de aici, la Urva, cu și aici ar trebui și aici ar trebui să felicit în primul rând pe doamna ministru și toată echipa de la Ministerul Muncii. Acuză că veți majora TVA-ul la anul viitor. Cei de la AUR este normal să mă acuze pentru ceva, pentru că sunt în opoziție. Vă rog. Bun, după aceste majorări vom ajunge la 9,4% din PIB? Nu, nu. Pentru că anul viitor va fi o creștere a PIB-ului și nu există această problemă. Le garantați românilor că vor fi două creșteri în 2024? Am spus foarte clar, vor fi două creșteri. Este 13,8 pentru toată lumea, știți foarte bine la pensiile speciale, că de fapt nu cresc, pentru că se merge doar pe contribuție și din partea specială va scădea în oglindă suma. Deci chiar este o lege corectă, predictibilă, sustenabilă și va fi în aplicare pe o perioadă lungă. Dar din septembrie, marea recalculare. Deci este pensiile anul viitor se vor mări de două ori. Odată la 1 ianuarie cu 13,8 și prin recalculare există de la 1 septembrie. Există 25 de miliarde necesare. Există, domnul. Există. Sunt 4.800.000 de pensionari în România. 80% au sub 3.000 de lei. 60% au sub 2.000 de lei. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să creăm o problemă pentru oameni care trăiesc sub 2.000 de lei, cu pensie de sub 2.000 de lei, eu vă spun că este o temă falsă. Statul român, statul român trebuie să asigure această resursă. Sunt ferm convins că vom găsi toată suma când vom veni cu legea bugetului. Asta este părerea dumneavoastră. Legea bugetului... Că sunteți ferm convins că veți găsi toată suma. Așa. Asta nu înseamnă când logică, construi, nu, când, nu, în logica dumneavoastră, în logica mea, înseamnă că urmează o construcție a bugetului. Și pentru fiecare solicitare a ministerelor, se va găsi această sumă. Domnule premier, există riscul creșterii contribuțiilor la asigurările sociale? Nu. Părerea mea că e articolul care a fost și în legea veche, este articolul pe care le-au toate statele membre ale Uniunii Europene. Este o pârghie a Comisiei către fiecare stat. Poate să vină cu tot respectul. E posibil ca după mine să vină un premier irresponsabil, cum a mai avut România, și atunci oamenii și-au luat o asigurare. Și o asigurare pe care ne-o luăm și noi românii, față de irresponsabilii, care au dus deficitul României la 9,2%. Ce se întâmplă în opoziție? Dacă am avut o astfel de exemplu, oameni care au, premieri care au dus deficitul României la 9,2%. Nu e normal ca și noi românii să ne asigurăm că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Eu îmi doresc ca anul viitor, în funcție și de măsurile fiscale luate și vedem și combaterea evaziunii, încercăm la anul viitor să începem să scădem impozitarea muncii pentru cei cu salariu minim pe economie. Ce se întâmplă dacă ne asta cere este comisia de fapt și de drept marea provocare. Ce se întâmplă dacă ne cere comisia să mai tăiem din cheltuielile cu pensiile sau să mai frânăm din aceste cheltuieli? Deci comisia, domnișoara, a fost de acord cu acest proiect de lege, cât și cu Banca Mondială. În care apare această prevedere. Taxarea muncii, domnule premier, ce facem de la anul? Pentru a spus că ar mai putea scădea. Vom vedea execuția bugetară și în funcție de asta vom hotărâ cum vom proceda. Eu cred că adevărata provocare anul viitor va fi această scădere a impozitării muncii. Am promis foarte clar că nu vom veni cu
impozite noi. Deci nu vom merge în oglindă cu impozitarea capitalului. Acel lucru sunt ferm convins că se va face în reforma fiscală trecută în PNR, nu de către Ciolacu. Eu n-am știut, la fel ca nici dumneavoastră. Și ca să vă mai spun un lucru, am dat și eu încă un tare la primul ministru al României să mi se pună și mie PNRR-ul la dispoziție. Nu există. Bun, au fost foarte mult. Dacă dumneavoastră ați mai auzit așa ceva, în Guvernul României, proiectul PNRR-ului nu există. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastră. Domnule premier, mulțumesc mult tare! Critici în privința unor categorii care nu mai sunt introduse în...